Bine v-am regăsit! Haideți să preparăm împreună un sănătos lapte de orez, simplu de preparat și foarte indicat pentru persoanele cu boli digestive, cu ulcere sau pentru cele cu intoleranță la lactoză. Așadar, pentru laptele nostru de orez vom avea nevoie de 100 de grame de orez și de un sfert de zeamă de lămâie. De ce? Spălăm orezul în mai multe ape până când apa e limpede, apoi îl punem în apă împreună cu zeama de lămâie și îl lăsăm așa peste noapte. Acesta de fapt va fi un orez hidratat, fermentat. A doua zi îl vom clăti în 2-3 ape și ne ocupăm de laptele nostru. Așadar, pentru lapte avem nevoie, cum spuneam, de 100 de grame de orez hidratat fermentat, 1300 de ml de apă și îndulcitor natural după gust. Opțional puteți folosi vanilie, scorțișoară, cardamon, cuișoare, ce doriți dumneavoastră. Fierbem orezul în apă până când se înmoaie bine, apoi îl lăsăm la răcorit. După care mutăm totul în blender, adăugăm aromele, îndulcitorii și ce mai avem noi, mixăm câteva secunde și strecurăm. Pulpa care ne rămâne de orez o putem folosi la budinci, la prepararea diferitelor budinci. Obțineți un lapte hrănitor, sănătos și bine tolerat de cei cu probleme. Așadar, sper să încercați și voi rețeta și vă invit în continuare să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a fi la curent cu cele mai noi rețete. V-am pupat!